vine cu energii noi, transformatoare. Fiecare început de an aduce vibrații noi. La ce trebuie să renunțăm și cum ne raportăm la noile energii, aflăm de la invitatul meu de astăzi, Andrei Diaconu, terapeut, consilier spiritual. Andrei, bine ai revenit la noi! Bine te-am regăsit, mă bucur, e tot o plăcere să fiu aici cu tine. Cum vezi tu așa anul 22? Cum îl percepi din punct de vedere energetic? Măi, anul 2022 este un an în care intră și anul 2024, de fapt. Sunt doi ani de energie destul de apăsătoare, din păcate. Sunt niște energii foarte, foarte grave, foarte schimbătoare. Totul va fi extrem de imprevizibil din punctul meu de vedere și, exact cum ai spus, transformațional, pentru că tot ceea ce trăim în momentul de față nu este altceva decât o transformare a vieții pe care o știam până acum. Și neapărat la asta ne referim și foarte mult la o digitalizare. Totul se va duce spre ceea ce înseamnă tehnologie, tehnologizare, o revoluție a ceea ce înseamnă industrie și tot așa. Devenim niște roboței, așa? Nu neapărat că devenim roboței noi, însă foarte multe meserii vor fi înlocuite de robotizare. Da? Și asta va crea destule probleme, pentru că există mulți oameni care au niște meserii care vor fi înlocuite. Dar sunt doi ani, ok, îmi doresc 2022, este un an cu energie destul de apăsătoare, destul de neagră, aș putea spune, însă, din fericire, este un an care aduce foarte multe oportunități. Important este să știm să ne focalizăm pe ele și să nu ne întindem mai mult decât ne este plapumă. La ce trebuie să renunțăm ca să facem față acestor noi energii? În primul rând, să renunțăm la gândirea negativă. Gândirea negativă este cea mai mare problemă în momentul de față, divizarea, ura, lipsa iubirii de sine, lipsa sinelui, faptul că nu ne mai simțim noi pe noi, dar nici pe cei din jurul nostru, și să ne umplem de iubire. Pentru că, din păcate, vezi și tu că în fiecare zi oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult unul de celălalt sau tu de tine personal, da? Și asta nu face altceva decât să te bage într-o zonă de energie foarte străină, foarte negativă, care te face să devii susceptibil la tot ceea ce înseamnă manipulare din orice fel de lucru. Poate unii oameni vor să se schimbe la nivel individual și cu schimbarea la nivel individual vine și schimbarea, evident, la nivel macro. Însă mulți spun că simt așa un egregor. Așa la este. Care se simt conectat și din care nu pot să iasă. Păi tocmai, gândește-te destul de simplu. Imaginează-ți globul ăsta pământesc așa și vedem, nu știu, momentul de față undeva la 89% este întuneric, restul de 11% este lumină. Da? Îți dai seama că noi, dacă avem o energie joasă și vibrație joasă, rezonăm foarte ușor cu ceea ce înseamnă întuneric, da? Și ne conectăm foarte ușor la această energie negativă. Dacă conștientizăm, cum spui că spun foarte mulți oameni că simt acest lucru, trebuie să conștientizezi, să facă niște pași în a pleca din acest lucru. În primul rând, să-și taie toate legăturile cu ceea ce înseamnă negativ din viața lor. Că este vorba de persoane negative, că este vorba despre influențe negative care vin pe tot felul de canale, că este vorba despre personalitatea lor negativă, pentru că noi cu toții, știi, avem un îngeraș și un drăgușor, da? Haideți să mergem mai mult pe partea aia de îngeraș. Depinde ce se manifestă. Și da, este adevărat că în ultima perioadă suntem tentați să ne concentrăm mai mult pe partea întunecată. Pentru că tot ce se întâmplă ne afectează, indiferent cât de luminat ai fi, cât de mult ai vrea să fii doar zen, să trăiești într-o bulă de lumină, dar nu o să poți. Există momente în care această negativitate te va afecta mai devreme sau mai târziu. Ei bine, când se întâmplă asta, fii pregătit pentru asta. Și având în vedere că sunt niște ani atât de încărcați energetici, negativ, cele mai bune soluții pentru următorii 2 ani sau pentru 2020, cea mai bună soluție este aceea de a ne folosi de puterea Arhanghelului Mihail. Arhanghelul Mihail este singurul care ne poate ajuta în această perioadă. Da, știi că Arhanghelul taie stringuri de obicei. Ei bine, el ne va tăia aceste stringuri. Cum facem asta? Prin simplă rugăciune către Arhanghelul Mihail, prin meditații prin care invocăm Arhanghelul Mihail, prin a-l avea în suflet și în inima, ne gândi la el pur și simplu, da? De asemenea, altă variantă pe care o recomand este să aprindem tot timpul o lumânare în casă, la birou. Cu ce intenție? Intenția de a ne ține departe de orice manipulare energetică negativă. Pentru că despre asta este vorba, despre manipulare energetică negativă. Și rugăciunea care poate să fie făcută oricând, oricum, dar să o simți.
pentru mine, mereu am spus, asta este cel mai important lucru. Să niște pași mărunți, dar importanți. Pași mărunți și importanți, exact. Și din punctul meu de vedere, indiferent ce se întâmplă, încercați să nu vă îndepărtați de ceilalți. Da? Pentru că, gândește-te, noi suntem niște ființe care funcționăm cu alte ființe în jur, da? Tot ceea ce facem nu implică alți oameni, că e vorba de un serviciu, că e vorba de un terapeut, că e vorba despre a plânge pe umărul cuiva. În momentul când tu te îndepărtezi foarte mult și te închizi, da? Te simți singur. Acea singurătate devine atât de apăsătoare, încât tu ajungi foarte ușor la forme de depresie sau de acolo multe alte boli mult mai grave. Sunt foarte multe forme, să nu le spun chiar de depresie, dar de anxietate în prezent. Anxietate, da, și vor fi din ce în ce mai pronunțate în perioada următoare. De aceea este bine și este foarte important, de fapt este vital ca în perioada următoare să fim conștienți de puterea noastră. Da? Fiecare dintre noi avem o putere. Noi am venit pe pământul ăsta cu tot ceea ce ne trebuie pentru a avea o viață, exact, pentru a avea o viață împlinită. Dar gândește că de-a lungul vieții, prin școală, copilărie, media, societate, cultura în care ai trăit, da? Te fac cumva să te îndepărtezi de la esențial. Și se spune că un copil până la 2 ani este conectat la tot ceea ce înseamnă energie universală, la lumea de dincolo, lumea nevăzută, da? La 2 ani încep să apară tiparele mentale care sunt cumva implementate, că vrem sau că nu vrem. Evident, trebuie să ne întoarcem la acel nucleu, pentru că noi avem această putere în noi de a ne schimba noi propria viață în bine, dar în primul rând gândirea. Și este foarte importantă imaginația. Orice ce înseamnă partea asta de spiritualitate pornește de la o imaginație bogată. Și aici nu mă refer la fabulări, mă refer la faptul că și o meditație când o faci, da, îți imaginezi anumite lucruri. Ce am spus mai devreme de Arhanghelul Mihail. Ok, îți imaginezi că acele stringuri sunt tăiate sau îți imaginezi că nu ne așteptăm să-l vedem pe Arhanghelul Mihail. Lumea să știe că nu înțelege chestia asta. Știi că mai sunt întrebat de deschiderea celui al treilea ochi. Ok, și când deschizi celui al treilea ochi înseamnă că ții ochii ăștia doi închiși și vezi cu fruntea. Nu e vorba despre asta. E vorba de a simți. Da, e vorba că ceea ce simți cu al treilea ochi este într-adevăr acces spre altă dimensiune, dar e vorba de multe mulți factori cumulați. Și nu vedem un film HD. Exact, întotdeauna, nici 4K, nici 8K. Care ar fi cele mai mari provocări pe care le aduce 2022? Cele mai mari provocări la 2022 o să fie pe partea economică, în primul și în primul rând. Deja au început aceste scumpiri exagerate, care vor continua anul viitor, vor fi trei valuri de scumpiri foarte mari. În legătură cu această pandemie vom avea două vârfuri foarte mari. Unul va fi în februarie, în luna a doua, iar celălalt va fi undeva prin octombrie-noiembrie. Și apoi încheiem? Nu, se va continua și după. Și gândește că o să fie 10 valuri în total. Da? Deci acum urmează valul 5, 6, câte am 2-3 pe an. Așa, da? Altă provocare foarte mare va fi o rată foarte mare de șomaj, din păcate. Și asta pe termen scurt ne sperie, dar pe termen lung, din fericire, vom vedea că oamenii se vor îndrepta spre meseriile vechi. Vom ajunge din nou să facem cizmărie și multe alte chestii, și aici mă refer doar în 2022, ci în perioada ce urmează. Da? Vor fi conflicte foarte mari între state, pentru că și proviziile, să zic, resursele, da? Nu neapărat că nu o să fie o chestie mai mult indusă, da? Tocmai pentru a crea o răzmeriță între state. Nu-ți mai dau aia, nu-ți mai dau aia. Asta ne va face ca noi să cultivăm poate mai mult România sau să ne refacem cumva economia. Trebuie să fim realiști, că nu putem să ne refacem industria într-un an de zile, dar în timp. Politic vorbind, nici nu mai avem ce discuta, pentru că vor fi foarte multe schimbări de la o zi la alta, nu numai România, dar de-a lungul întreaga lume vor fi probleme de genul acesta. În zona relațiilor? În zona relațiilor, asta este, mă bucur că ai întrebat acest aspect, pentru că e un subiect pe care îl abordez foarte des în cadrul terapiilor. Oamenii încep să se îndepărteze, cum spuneam, de lor, dar și suferă foarte mult. Deci sunt oameni care opresc cumva relații ce au durat ani de zile, prietenii foarte vechi care se reconfigurează într-un fel extrem de negativ. Având în vedere că anul 2022 și anul 2022 este un an karmic, trebuie să înțelegem că vor fi foarte multe finalități de karmă între oameni. Că e vorba asta de despărți. Nu e rău. Nu este rău. Dacă o privim în ansamblu, nu este rău. Dar o persoană care nu înțelege exact că relația nu are cum să funcționeze pentru că
din punct de vedere karmic s-a terminat, se va închide foarte mult, va suferi. Și poți să dai vina pe tine, poate din vina mea, poate eu am făcut ceva greșit. E bine, așteptați-vă ca anii ce urmează foarte multe relații să înceteze. Pot fi bruște, pot fi fără nicio ceartă, efectiv poți să simți că nu mai rezonezi cu persoana aia, exact, nu mai ai plăcerea respectivă. Exact, cum simți că s-a încheiat o relație karmică? Păi știi că la un moment în care vorbeai cu cineva, poate zilnic, și abia așteptai să îl suni, sau abia așteptai să te întâlnești cu persoana respectivă, nu, nu mai simți. Sau dacă vezi că te sună, nu mai ai impulsul să ridici telefonul, dar o să te mergi, băi, parcă n-am chef în momentul de față. Și cumva lucrurile astea încep să devină frustrante dacă nu le înțelegi. Dar din punct de vedere relațional, vor fi distanțări. Da, vor fi distanțări. Important este să nu lăsăm cumva ura, știi, să ne mănânce în această situație, ci să lăsăm lucrurile pur și simplu să se manifeste în vreme karmic. Dacă cineva pleacă din viața ta, fără, dar și poate, nu peste foarte multă vreme, va apărea altcineva, pentru că cumva toate sunt constante. Și ca o paranteză, dacă o relație karmică se încheie, adică cei doi și-au achitat ce aveau de achitat unul, exact, față de celălalt, relația poate continua fără obstacole? Depinde. Anii ăștia sunt niște ani în care relațiile nu vor mai continua. Ceea ce spui tu se poate, dar sunt în niște cazuri destul de izolate, ceea ce nu vom vedea în următoarea perioadă. Important este să găsim cumva puterea asta și lumina asta frumoasă din noi, încât să putem oferi iubire chiar și unui om cu care nu mai avem de rezonat. Știi, să binecuvântăm faptul că am avut parte de el în viața noastră o anumită perioadă de timp, să mulțumim Universului, să mulțumim Dumnezeu pentru lucrul acesta, dar să înțelegem că drumurile cumva se separă la un moment dat. Cam greu să te lase ego-ul să înțelegi, exact, acest ego. Lucru. Asta este principala problemă. Da, trebuie lucrat destul de mult la ego și ego-ul ăsta, să știi că va fi foarte atățat. Nu numai în ceea ce privește relațiile interumane personale, dar în tot ceea ce înseamnă politică, în tot ceea ce înseamnă guvernare și tot așa. Hai să privim și aspectele pozitive. Acum spuneai că va fi totuși un an cu foarte multe oportunități. Exact. Va fi un an cu foarte multe oportunități din punctul meu de vedere. Financiar se va anunța, deja s-a anunțat o foarte mare criză o foarte mare criză. E bine, da, există o criză, dar este mai mult la nivel indus decât la nivel real. Dacă ești deschis spre noi oportunități de a face bani, cu siguranță îi vei putea face foarte ușor. Însă niciodată să nu ne întindem mai mult decât este plapuma. De asemenea, anul 2022 este un an absolut minunat pentru ceea ce înseamnă investiții în lucrurile necesare de zi cu zi. Spre exemplu, vrei să-ți renovezi casa, vrei să îți cumperi ceva pentru tine, nu știu, un automobil, oriceva de genul acesta. Din 2021 până în 2022, faceți toate lucrurile astea acum. N-am să spun motivele pentru care vă spun că ăsta este momentul bun, ci doar să faceți acest lucru. Să facem acest lucru până începe 2022? Nu, chiar și în 2022, cel puțin în prima parte. Da? Important este să încercăm să nu devenim avizi după bani, pentru că se va întâmpla acest lucru. În momentul în care avem această impresie că ne scad cumva veniturile, vom vrea niște boom-uri de astea foarte rapide. Ei bine, cine se duce spre boom-uri rapide va pierde tot și va fi foarte taxat. Pentru că, cum spuneam, sunt niște ani karmici. Anii karmici ce fac? Vin și îți dau peste cap dacă nu ai făcut ceva bun. Plus că este un an al balanțelor și 2022. Asta înseamnă ai făcut bine, primești bine. Ai făcut rău, vei primi rău cu siguranță. Și e și un an de test. Cumva, Universul ne testează să vadă cât de darnici suntem. Este foarte important ca din puținul tău să dăm și altora. Da? Și aveți toată posibilitatea. Uite, acum vin sărbătorile de iarnă, sunt atâția copii, atâția bătrâni care au nevoie de ajutor și încercați să înțelegeți, cum spun de foarte multe ori, că nu doar de Crăciun trebuie să dăruiți. Nu atunci trebuie să fii mai bun, trebuie să fii pe tot parcursul anului. Așadar, putem adăuga la lista aceea în care noi să nu ne pierdem nucleul energiei banilor, spre exemplu, prin această zeciuială sau această dărnicie pe care să o avem față de ceilalți. Dar orice, nu contează. Dacă tu ți-ai luat un kilogram de portocală și dai o portocală cuiva, este absolut minunat. Și nici nu se simte până la urmă. Și nici nu se simte, adică nu-ți aduce un prejudiciu. Gândește-te că noi facem o risipă fantastică. Adică cumpărăm tot felul de lucruri, le aruncăm, da? Dar când le vedem în sacoșe, nu-ți vine să dai. Știi? Dați pentru că veți primi. Apropo, după sărbători, ai văzut câte tone de mâncare se aruncă. Exact. Câtă risipă se poate câtă face. Câtă risipă și gândește-te că sunt oameni în această lume care poate nu se pot bucura de ceea ce ne bucurăm noi. Și mai mult de atât, haide să fim
recunoscători, să binecuvântăm în fiecare zi ceea ce avem, pentru că suntem norocoși. Știi că ți-am mai spus, România chiar va fi o țară norocoasă, că vor fi niște schimbări și orice transformare, de fapt, vine cu niște schimbări la mijloc, da? Și cu niște perioade mai grele. Nu ne putem aștepta ca de mâine să fie bine. Da, repet, nu sunt niște ani foarte buni ce urmează, dar rezultatul final va fi unul bun. Și când mergi la școală, nu o să-ți placă toate clasele, dar când ai terminat facultatea, te simți fericit. Nu? Spune că sunt oportunități la nivel financiar. Oportunități la nivel financiar, oportunități de a crește spiritual foarte mult, pentru că anii ăștia, cum am spus, au o energie extraordinar de puternică, încărcată negativ, dar dacă dăm negativ la o parte, asta înseamnă că noi ne trezim. Vom avea parte de foarte mulți oameni care vor experimenta trezirea spirituală. Și știi foarte bine că trezirea spirituală nu este un lucru extrem de ușor dacă nu ești ghidat cum trebuie, da? Adică dacă te